Îl am alături de mine pe Horațiu Moldovan, portarul echipei naționale și al Rapidului. Te salut! Salut! Și vom testa astăzi puțin mingea, atât cât ne permite, pentru că nu vreau să-l presez foarte mult pe Horațiu, nefiind în cadrul unui antrenament. Aceasta este mingea oficială, noi am folosit-o puțin până acum, am mai tăvălit-o, dar vreau să știu cum ți se pare, în primul rând. Foarte, chiar foarte interesantă. Adidas Fußball Liebe este numele mingii. Interesant este că are imprimate toate orașele gazdă. Hamburg, Berlin, Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Cologne, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart și Munich. E mult mai bună decât cea din campanie, așa cred eu, cel puțin pentru mine. Pentru mine era foarte, foarte alunecoasă. Asta chiar. Are mult mai multe zone care să asigure o priză mai bună. Nu știu de ce tare cred că o să fie foarte dificilă pentru portari. Da? Așa ai impresia? Da. Ok, ok. Chiar. Da, e mai ușoară puțin și o să fie dificil. E mai ușoară. Eu zic că, nu eu zic, eu sper, în numele tuturor românilor, să nu fie probleme. Facem rost de câteva mingi din astea, le lăsăm să te antrenezi cu ele ca să fie să acolo. Fie mulțumesc magazinului Ergol din București că a făcut posibil acest video. Bun, hai să dăm câteva penalti, să vedem cum simți mingea. Ai dat nou look? Și Mircea, să știți că e un portar foarte bun, adică Mircea se descurcă senzațional de obicei. A scos una. Că una? Mamă! Care e portarul tău preferat? Ederson. Ții cu City din Anglia sau nu? Nu sunt chiar fan City, sunt fan Chelsea, dar îmi place foarte fan mult. Fan Chelsea, ok. Și în copilărie, care ți-a plăcut mai mult? Casillas mi-a plăcut. Casillas? Și din România, Coman, Dani Coman. Aproape. Dacă plonjezi în față, o scoți. Ia că o să fie și sfaturi. Bă, și tu le dai numai dușmanie. Nu le dau în dușmanie. Vrei să dai și tu unul? Tot acolo. Bravo. Văzut că ai plecat. De obicei ai partea mea bună și ca dreptaci e cel mai bine, e intuitiv. Închizi, da. Ia că urmează elicopterul. Mă! Ce bine. No look. Bun. Ai apucat să o și lovești. Astăzi este prima dată când ai văzut-o. Da. Cum ți s-a părut? Da, după cum ți-am spus, cred că să fie dificil rău pentru noi portari. Da? E mai ușoară puțin, da. O să o cântărim și urmează să o testez mult mai amplu, dar îi mulțumesc lui Horațiu pentru această parte. Mersi. Ești senzațional și mulțumesc. Multă baftă. Trecem la probele de pe terenul mare. L-am alături de mine pe Oli, care nu este portar la echipa națională, dar este un portar foarte talentat. Vom vedea dacă temerile pe care le are Horațiu sunt întemeiate sau nu. Și sperăm să nu fie astfel încât să avem cât mai multe șanse la Euro. Îi dăm simplu cu câteva exerciții de priză. Haide, Oli! Hai să dăm mai tare! De ce lucrezi că terminăm la Euro? În grupă. Depinde de ce formă are Belgia, da? Un, doi, eu zic că tot luăm. Deci cum e până acum? Ca o minge normală, mai ușor e cât și drept, dar în rest se comportă ca o minge oficială. Imediat voi și cântări mingea pentru a vedea dacă este chiar mai ușoară sau doar așa se simte din cauza structurii pe care o are. A venit momentul pentru proba cântarului. Începem cu Al Rila, mingea de la Cupa Mondială produsă tot de Adidas, care are 432 de grame și să vedem dacă Fußball Liebe este mai ușoară sau mai grea. 438 de grame, cu 6 grame mai grea, surprinzător. Chiar surprinzător, pare mult mai ușoară în momentul în care șutezi. Dăm și niște centrări? Da. Hai. Ei, le dau puțin așa cam tricky pentru că se duc și pe poartă, nu sunt chiar centrări. Asta a fost o centrare pentru Beetlejuice. Minutul 90, lovitură liberă Stanciu, centrare pentru Drăgușin. Hai, bine. Trebuia să fac și asta. Scuze. M-a trădat zidul aici. Da. Hai. Bine. Acum ești Horațiu Moldovan, eu sunt De Bruyne. Facem roleplay. Lukaku. Bine. Eu. Aoleu. A faultat Lukaku. Deci eu până acum, din câte mi-ai spus, la priză nu sunt probleme. Da, fără nicio problemă. Mi se comport ca mingi normale. Să vedem acum șuturile. Vom face exercițiul clasic de finalizare din afara careului și apoi trecem la lovituri libere. Hai să vedem de la mare distanță dacă va fi vreo diferență. Bun, să vedem cum se comportă de la mai mult de 16 metri. Chiar pare ușoară. E printre primele dăți când o lovesc așa mai de la distanță. Îmi dau șuturi și chiar pare mai ușoară. Azi m-am, nu știu, am aura lui Stanciu. Să vedem la loviturile libere cum va fi. Out. Da.
mai puțin când ratez. Partea bună e că dacă le dau pe poartă, procentajul până acum e 100% și nu că ar fi vina lui Oli cu ceva. Fără spun putere deloc. Nu, cu partea pe aia atac. Out. Și acum am crezut Kirikes. Am dat-o cam cu același efect. Într-o. Like pentru execuția asta, hai să facem 5.000 de like-uri. Nu știu dacă din cauza suprafeței sau ce altceva ar putea fi foarte proastă preluarea. Și era rău să nu dau gol. Dar chiar se simte mai ușoară. Mă refer evident la varianta oficială de meci. Voleu! 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 Yay! Da. Ha? Mai văzut că a făcut acolo. Pasă. Hai să pun un pic de presiune pe mine la fel, minutul 90, Stanciu. Preluare proastă. Pic mai sus. Da, 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 da. 6 puncte, transformare. Nu, e 1, cred că. Bună. Da, așa. De pe loc mi-e greu cu stângul. Nu am exersat foarte mult cu piciorul ăsta. Ceea ce vouă, dacă jucați fotbal, vă recomand. Am zis că asta-i. Nu! Am venit cu pământul, dar n-am viteză. Forță. Una, sus. Oh! Asta voiam! Trecem la loviturile libere, specialitatea lui Stanciu, dar și a unor jucători precum Kevin De Bruyne. Punem acum puțin și perspectiva lui Horatio. Hai să vedem cum e aici. Hai să vedem cum executăm loviturile libere. Am primit și ceva sfaturi la viața mea de la Nicu, deci poate. Am terminat video, la revedere. Hai că am început bin. Ai, Oli, nu suntem chiar pe YouTube, adică să lăsăm să intre tot. Nu, mă gândeam la fundaș belgeni, n-am mai fost atent. Am un feeling bun despre asta. Out. Nu, schimbăm tehnica puțin. Asta e gol. Wow. N-a fost. Bine, Oli, au. Oh! Tot nu sunt cântat pe deplin. Azi că-ți duci pe lângă. Uite că e prietena la bara astăzi. A ciupit bara, da. Tot pe centru. Asta-i. E mai bună. E mai bună decât cea de mai devreme. Lovitură liberă, în ultimul meci din grup avem nevoie de gol pentru calificare. Presiune. Nu! Sperăm să nu fie cazul și la era eu să ăsta. Facă a fost ok. Vreau să văd ce zice Oli acum despre minge, cum s-a comportat și dacă într-adevăr consideră și el că este mai imprevizibilă și pune dificultăți suportarilor. Oli, concluziile, cum ți s-a părut mingea previzibilă, imprevizibilă față de alte mingi cu care ai jucat? Se comportă la fel, mai plăcută la picior, să zicem. Probabil aceste deformări ale suprafeței, nici nu știu cum se le numesc, fac mingea să aibă un feeling foarte fain, mai ales în momentul în care o șutezi. Nu uita că găsești mingea pe ergol.com.